Okay, now it gives me great pleasure to introduce to you one of Ford's biggest and longest standing partners in our Craiova project, the President of Romania, Mr. Băsescu. Dear Mr. Flynn, dear Mr. Rodel, dragi muncitori de la Ford Craiova, I have the feeling of being part of Ford team. On the end of the day, we start to think together about this project. We succeed to pass the difficulties. We succeed to pass the contradictions, which sometimes take place, but on the end, we succeed to celebrate the day, the beginning of production of one of the most modern cars in the world. Allow me to use Romanian language from now on. Aș vrea să vă mulțumesc tuturor celor care astăzi sunteți salariați la Ford. Faptul că într-o perioadă de criză o companie de talia Ford nu a abandonat proiectul de la Craiova este, dacă vreți, cea mai mare carte de vizită cu privire la încrederea pe care investitorii străini merită să o aibă în România și în România. Ați trecut printr-o perioadă dificilă toți, chiar prin momente în care aveați impresia că proiectul de la Craiova s-ar afla sub semnul întrebării. Și pe v-ați spus aceste întrebări. Europa a fost într-o criză puternică, iar industria automobilului a fost puternic afectată de criză în anii 2009 și 2010. Și totuși, dincolo de scepticismul situației globale, au fost câțiva oameni care au spus: noi mizăm pe România și pe Craiova. Și aceștia au fost domnul Fleming și domnul Odel. Lucru pentru care le mulțumesc astăzi mult. Probabil că în cel mai scurt timp Craiova va fi așezată pe piața tehnologiei de top în industria automobilului. Iar faptul că Forța de Muncă de România s-a putut adapta la producția unui automobil de asemenea performanțe este proba că românii pot orice atunci când vor și atunci când sunt bine conduși de managementul lor. Eu vreau să mulțumesc tuturor salariaților de la Ford Craiova. Vreau să le mulțumesc cu anticipație și celorlalți care vor veni până în anul 2014, când uzina va ajunge la circa 6.000 de muncitori. Și vreau să vă asigur că, așa cum am stat și am sprijinit alte proiecte, spre exemplu un proiect chiar concurent, Dacia de la Mioveni, voi fi un consecvent susținător al dezvoltării acestei capacități de producție de cel mai înalt nivel. Mi-aș dori mult ca în timp și aici, la Craiova, plecând de la realitatea pe care Craiova o oferă, o universitate, licee tehnice, și la Craiova sau în apropierea Craiovei să se dezvolte un centru de excelență. Un centru în care și
inteligența și fantezia tehnică românească să poată fi exploatate chiar aici, în fabrica de la Craiova. Am convingerea că proiectul va fi un succes și pentru că nu poți proba altfel decât prin fapte credința ta, vreau să vă spun că vreau să fiu cel care cumpără prima mașină produsă la Ford. Vă mulțumesc! Ladies and gentlemen, it is my pleasure now to invite on stage the Chairman and Chief Executive Officer of Ford of Europe, Stephen O'Dell. Doamnelor și domnilor. Să se materializeze și sigur că această zi în final este o încununare a acestor eforturi, sigur pe care nu le-am făcut singur, am fost înconjurat de o echipă cu care am reușit, iată, să ducem acest proiect mai departe. Am însă și un regret. Am un regret că, din păcate, guvernele care au urmat conduse de fostul prim-ministru Boc nu au înțeles că România ar fi avut o șansă extraordinară să întregim proiectul pe care l-am inițiat, și anume acela de a face din România cea mai mare, cel mai mare producător de automobile din Europa centrală și de sud-est. Sigur că în momentul de față România spune că este bine poziționată cu doi constructori mari, mă refer la Dacia și la Ford. Foarte multă lume se uită exclusiv la cifrele de producție fără să înțeleagă că în spatele numărului de mașini produse stau
zeci și sute și mii de întreprinderi care sunt furnizoare pentru fabricile constructoare, că la rândul lor furnizorii au subfurnizori și sunt foarte multe locuri de muncă, de ordinul sutelor de mii. Și spuneam că regret că acest proiect nu a fost amplificat, regret că nu a fost acordat mai mult sprijin acestei industrii, pentru că eu cred că este singurul mare proiect industrial cu care România se poate lăuda din 1990 încoace. De ce ați refuzat să dați mâna cu președintele Traian Băsescu astăzi? Dacă nu vreau să vă dau lecții, dar trebuie. Să știți că întotdeauna există un protocol, o regulă de protocol care este și scrisă, și întotdeauna cel care are funcția mai mare întinde mâna. Deci, foarte bună calitate și ceea ce este, aș spune, senzațional, sistemul de ușă cu lisantă care dă un acces extraordinar în interior. Da, și bineînțeles acest motor faimos care, iată, primește cel mai prestigios premiu pentru cel mai bun motor al anului 2012. E vorba de motorul de 1 litru în 3 cilindri care pare o mică minune a tehnicii. Mulțumim. Bine.